Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, în satele Ohaba, Berghin, Girbom, Henig și Jomal există mari probleme cu apa potabilă. Administrațiile locale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență transportă zilnic cu cisternele apă de băut pentru localnici. Sătenii din Henig suferă cel mai mult din pricina secetei și a lipsei de apă potabilă. Doar o singură fântână din localitate nu a secat și aici se înghesuie oamenii cu gălețile, chiar dacă apa nu este bună decât pentru animale. La Berghin, de exemplu, se transportă apă potabilă în satul Henig. Am fost chiar ieri acolo. Singura sursă de apă potabilă este o fântână care, de fapt, apa este folosită ca și potabilă, dar nu este în totalitate, adică nu este potabilă, nu este în parametri. Ea poate să fie folosită pentru animale, dar apă potabilă trebuie transportată din Alba Iulia. În Berghin și Girbom există cișmele stradale, dar nu fac față necesităților. Președinții celor 437 de secții de votare din județul Alba au fost desemnați astăzi la Tribunalul Alba. Comparativ cu alegerile locale din iunie, la acest referendum vor fi organizate cu 6 secții mai mult decât la ultimul scrutin. Lui secția 4, Cioancă Loredana Monica. Secția 5, Gabra Paula Ramona. Tragerile la sorți ale președinților secțiilor de votare s-au derulat în prezența unor reprezentanți ai Partidelor Național Liberal și Social Democrat. Persoanele desemnate prin tragerea la sorți, desfășurată astăzi la Tribunalul Alba în ședință publică, au fost făcute din lista cu magistrați întocmite de președintele Tribunalului Alba, din lista cu juriști care nu fac parte din niciun partid politic întocmite de președintele Alba, președintele Tribunalului Alba împreună cu prefectul județului, din lista cu persoane cu reputație neștirbită care nu fac parte din niciun partid politic întocmite de prefect la propunerea primarilor unităților administrativ-teritoriale. Pentru acest referendum în județul Alba va fi organizate cu 6 secții de votare mai mult decât au fost la alegerile locale din 10 iunie pentru a se evita aglomerațiile care s-au constatat la ultimul scrutin. În județul Alba sunt un număr de 437 de secții de votare, iar în principalele orașe, în Alba Iulia sunt 49 de secții de votare, în Sebeș 20, în Aiud 24, în Blaj 17, în Cugir 22. Lista cu președinții secțiilor de votare poate fi consultată pe site-ul prefecturii Alba. S-au întors lucrurile cu sus în jos. Când plouă, toarnă cu nemiluita, iar când vine canicula, seacă și piatra. Așa e și în județul nostru. Acum ne rugăm de ploaie, iar înainte de secetă, apele revărsate au produs pagube importante în Apuseni și nu numai. Inundațiile din perioada 10 iunie-15 iulie au produs pagube importante în zona orașului Zlatna și pe raza comunelor Avramiancu, Poiana Vadului și Blandiana. A fost o evaluare a situației inundațiilor care au fost în perioada 10 iunie-15 iulie în județul Alba și modul în care au fost gestionate aceste fenomene. De asemenea, am făcut un inventar al pagubelor produse de inundațiile din acea perioadă, urmând ca materialul respectiv să fie înaintat atât Ministerul Mediului cât și Ministerului Administrației și Internelor pentru a putea găsi soluții de finanțare, măcar parțială, de la bugetul național al acestor situații, construcții, de exemplu, de drumuri, afectări de case și ceea ce au mai fost. Pagubele se ridică la suma de 680.000 de lei. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia a fost luată cu asalt de peste 300 de candidați care s-au grăbit să se înscrie încă din primele zile de la startul admiterii. Data limită pentru înscrierea la studiile de licență și de masterat este 26 iulie. Universitatea Alba Iuliană a organizat centrul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă în sale de curs la parter și etajul 1.
După aproape 4 zile de la debutul înscrierilor, situația este mulțumitoare pentru noi, sperăm să fie constant așa, respectiv pentru toate programele de licență s-au înscris până la momentul acesta 343 de candidați, iar pentru programele de la masterat 91 de candidați. Fluxul este continuu, după cum ați văzut și dumneavoastră zilele acestea, a fost mereu împreună cu noi. E o activitate constantă la toate comisiile, toate cele 4 comisii pe care le avem. Viitorii studenți au primit o mână de ajutor de la colegii lor de la Liga Studenților. Noi ne-am oferit voluntar din partea Ligii Studenților să ajutăm viitorii studenți să completeze fișele de înscriere, să le oferim informații despre Liga Studenților, să-i atragem către noi. Unii absolvenți de liceu au venit la centrul de înscriere însoțiți de părinți, alții cu prietenii sau singuri, pentru a-și depune actele necesare admiterii în învățământul superior Alba Iulian. De ce ai optat pentru facultatea, pentru Universitatea Alba Iulian? Pentru că este în orașul meu, este mai aproape de casă și pentru că îmi place Alba Iulia. Am ales mai sunavetit și mai aproape și mai bine. La ce facultate v-ați înscris? La sport. Pentru că am fost mai aproape de casă și eu m-am gândit că este o opțiune destul de bună. La ce facultate v-ați înscris? La Drept și Științe Sociale. E mai aproape și de casă și e frumos totuși orașul. Pentru ce facultate ați optat? Ingineria mediului. Pentru că contează în viitor ca să aleg locul de muncă și în ziua de azi fără școală nu faci nimic. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia are disponibile pentru acest an universitar un număr de 1553 de locuri la nivel de licență și 764 la masterat. 115 cadre didactice din Alba cu o vechime de minimum 2 ani în activitatea de predare s-au prezentat la proba scrisă a Examenului Național de Definitivare în Învățământ. Proba scrisă s-a susținut anul acesta după noua metodologie. Subiectele au fost elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. În premieră, examenul a fost organizat în acest an de inspectoratele școlare și nu de către departamentele de pregătire din cadrul universităților. Pentru a promova examenul, cadrele didactice înscrise trebuie să obțină minimum 7. La Examenul Național de Definitivare în Învățământ, sesiunea 2012, s-au înscris la examen 118 candidați, s-au prezentat 115, iar 4 s-au retras în timpul probelor. Cele 111 lucrări scrise au fost predate următoarelor centre de evaluare: Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Ploiești, București, Iași. Precizăm că afișarea rezultatelor acestui examen național de definitivat va fi în data de 23 iulie 2012, iar contestațiile se înregistrează în 23-24 iulie. Rezolvarea lor va fi pe data de 25, iar rezultatele finale în data de 26 iulie. Examenul pentru definitivare nu a fost lipsit de controverse, repetându-se situația de la evaluarea națională. Asta datorită unui subiect care li s-a cerut profesorilor debutanți la proba de limba română, să scrie despre basmul cult care nu apare nicăieri în programă. Situația s-a remediat din mers, subiectul a fost modificat și s-a prelungit cu o oră timpul pentru elaborarea lucrării. După alegeri, cei mai mulți cetățeni vor să vadă rezultatele promisiunilor electorale. Același lucru se întâmplă și cu locuitorii orașului Ocna-Mureș, care după instalarea noului primar așteaptă cu nerăbdare transpunerea în practică a primelor proiecte ale Consiliului Local. Indiferent de vârstă sau educație, majoritatea locuitorilor din Ocna-Mureș au identificat probleme comune în orașul lor. Fie că este vorba de lipsa locurilor de muncă sau de inexistența spațiilor de joacă pentru copii, oamenii locului vor să vadă schimbări în bine pentru Ocna-Mureș. Se preocupe în primul rând de conservarea celor care sunt făcute, să nu se mai degradeze gardurile, să nu se mai, pe cât posibil, să stopeze furturile, să se facă șoselele, să încercăm să aducem noi investitori pentru locuri de muncă, infrastructura. S-a spus că se va face canalizarea, am văzut într-o zi a plouat, n-a curs apa în canal. La o ploaie mai puternică nu mai curge apa, nu se mai scurge, adică. Să creeze locuri de muncă și un viitor mai bun pentru tineret, pentru că toți pleacă și rămân numai pensionari. Atât. În rest, să facă orașul cât mai frumos, să atragă investitori și turiști. Că aici s-a înființat în fața locatarilor niște loc de jocă și suntem zilnic deranjați. Câteva jocuri, instalațiile ce sunt, mai bine ar fi să-l mut acolo în parc, ca să avem și noi liniște. Suntem oameni bătrâni, oameni acolo bolnavi unii, suntem în tot drept să cerem respectarea ordinei și liniștei publice, ceea ce nu se face.
Asta este zilnic. Noi nu avem o duminică liberă, nu avem o sâmbătă liberă, nu avem un Crăciun, nu avem un Paști, nu avem un An Nou, nu avem absolut un pic de liniște. De exemplu, acolo sus, la Uiora, noi am avea nevoie să ne tragă curentul, gaza, utilități, gazul, utilitățile și ce este nevoie. Acolo avem, am făcut noi puzul, am plătit noi din banii noștri, am lăsat loc de drum, am făcut drum și așteptăm să vedem, să face sau nu să face. Vechiul primar, fostul primar nu ne-a făcut nimic. Ar trebui să înceapă cu ce o promis, să facă, să aducă investitori, să facă locuri de muncă, să repare străzile, să facă parcul, să facă un strand, să meargă, aibă unde să meargă copiii, nu să meargă la mură să nece, să asta. Păi, să nu-l văd, dar să văd ce-a făcut. Cu trotuarul, cu câinii, cu, sunt multe lucruri care trebuie spuse la punct, dar dintr-o dată nu se poate. Toate. Da. Cred că un primar bun trebuie să sufle deodată cu oameni de aici și să simtă pulsul orașului, că și așa orașul ăsta cam e așa cum e, s-a pierdut. Locuri de muncă pentru oraș și Ogna Mureș, în primul rând, să nu mai meargă oamenii la navetă. Atunci ar fi perfect. Locuri de muncă, în primul rând, pe urmă, nu știu, eu asta văd în principiu. Cu speranța că măcar jumătate din problemele lor se vor rezolva, cetățenii orașului Ogna Mureș își doresc realizări pe măsura promisiunilor din campania electorală, atunci când candidații la primărie erau bine intenționați, iar proiectele de dezvoltare urbană erau afișate în văzul tuturor. Măsurile economice lansate pe piață de cabinetul Ponta sunt pe placul liderului PSD Alba, Ioan Dârzu. Plata TVA la încasare pentru firmele cu cifra de afaceri sub 500.000 de euro este una benefică firmelor mici și mijlocii, afirmă Social-Democratul. În ultimii 4 ani, oamenii de afaceri au avut emoții în privința încasărilor. Privind plata TVA-ului la încasări pentru IMM-urile sub 500.000 de euro. Eu cred că este o măsură foarte bună, care trebuia să vină de foarte multă vreme și acum să se fi trecut la etapa 2, la firme care sunt poate la 5 milioane de cifră de afaceri, 5 milioane sau 50 de milioane de euro. Pentru că și acolo sunt exact aceleași probleme. Și vă dau un exemplu foarte clar. Dacă, de exemplu, cineva prestă niște servicii, emiți o factură, tu în momentul în care emiți factura, trebuie plătești TVA-ul. Dar dacă persoana respectivă dispare, cum se întâmplă în nenumărate, pleacă din țară, dă o țeapă, tu ai rămas și cu banii minus, dar ai plătit și TVA la sumele respective. Eliminarea CASE-ului pentru angajarea șomerilor cu vârsta sub 25 de ani sau peste 55 de ani, reducerea taxelor pentru activitățile de cercetare și dezvoltare, decontarea TVA-ului pentru proiecte europene și scutirea de la plata penalităților pentru debitorii statului sunt alte măsuri propice mediului de afaceri lansate de actualul guvern. În perioada vacanței, elevii și studenții pot câștiga experiență profesională, dar și un ban cu acte în regulă. Există o lege care stimulează angajatorii în acest sens, dar prea puțini dintre elevi și studenți sunt informați și, în consecință, nu știu să profite de respectivul avantaj. În luna februarie acestui an, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a încheiat un parteneriat cu Ministerul Educației pentru realizarea unei campanii de informare vizând legea 72 din 2007 de stimulare a angajării elevilor și studenților pe timpul vacanței. Se vorbește de nevoia dobândirii unei experiențe la angajare. Orice tânăr care are un certificat de absolvire cu o specializare, când se prezintă la angajare, este întrebat ce experiență are. Ei, această experiență poate fi dobândită și prin valorificarea oportunităților precizate de această lege, care stimulează ocuparea tinerilor pe perioada vacanțelor școlare. Ei pot să se angajeze 60 de zile calendaristice, iar angajatorul poate primi un stimulent egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință conform bugetului legii 76 privind ocuparea. Valoarea indicatorului social de referință este de 500 de RON, deci pentru fiecare elev și student angajat, angajatorul poate solicita la AJOFM din Baș această sumă. Campania de informare a eșuat deoarece nici măcar 1% din bugetul alocat stimulării angajatorilor de a angaja în vacanță elevi sau studenți nu a fost solicitat.
și angajatorii cunosc această oportunitate. Nu întotdeauna ea este atractivă, dar cred că este o lege prin care am ajutat tinerii să se ocupe măcar temporar, măcar pe durata vacanțelor, pe de o parte, și pe de altă parte le-am dat sentimentul că atunci când termină școala nu trebuie să se îndrepte spre Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă numai ca să-și întocmească dosarul pentru șomaj. Se pot duce și spre angajator prin competențele dobândite sau prin intermediul AJOFM-urilor să se orienteze spre cursuri de reconversie profesională, cursuri de formare, care însă să fie orientate spre cererea reală de pe piața locală a muncii. Timpul însă nu este pierdut. Vacanța de vară e la debut, astfel că studenții și elevii pot profita din plin de prevederile legii respective. Sub podul rutier de peste râul Ampoi, din imediat apropierea cartierului cu același nume, o familie de etnici romi și-a stabilit domiciliul flotant. Soț, soție și 3 copii adună peturi de pe marginea râului și le vând la centrele de colectare. Din asta trăiesc. Au venit cu căruța din Blaj în urmă cu o săptămână. Căruța și calul sunt singura lor avere. În fiecare dimineață, părinții și copiii mai mari dau bici calului și pornesc pe râu, în sus și în jos, în căutarea de sticle de plastic sau cutii de bere. Au adunat saci întregi de asemenea resturi. De când au venit, nu mai vezi un pet pe malurile Ampoiului. Le-au curățat mai ceva ca ecologiștii. Cosmin e mezinul familiei și rămâne acasă, sub pod. El păzește bruma de avere. Are 12 ani și stă așezat pe o plapumă veche. Lângă el, jucării stricate, pături și mai încolo o măsuță cu dealegurii și o lubeniță începută, din care se ospătează muștele. Voi aici stați? Nu, aici stăm, pe pluști. Poftim? Pe pluști. Nu înțeleg. Asta. După ce? Pe pluști. Ploște? Adică ce s-a alea? Uite, plastic. A, plastic? Și, apă... Aha, și ce faceți cu ele? Le vin. Le unde? Acolo, la patron. Aflăm de la Cosmin că părinții săi nu au lucrat niciodată. Ce-o lucra la plajă? Nu lucra nimic. Nu lucra niciodată nimic? Vreau să angajez și ce știu. A, e numai cu căruța, așa. Și mama, tot așa? Da. Nu lucra niciodată nimic? Niciodată. Niciodată? Și apoi din ce ați trăit? După plojdea și pe fier. Băiețelul se visează bogat. A terminat clasa a 6-a și ne spune că nu a rămas niciodată corigent sau repetent și că a luat numai note de 6 și de 10. Ți-a place să ai și tu o casă? Da. Să stai? Casă și o vilă. Și o vilă, o vilă, și aici o mașină. Să fii bogat. BMW. Un BMW? Nu știe precis cât va mai dormi sub pod. Poate pleca înapoi la Blaj în septembrie sau peste 2 zile. Sigur e doar faptul că se plictisește și că își așteaptă nerăbdător părinții și frații ca să se reîntoarcă. Și dacă au avut noroc la adunat, poate tata Marcel mai cumpără o lubeniță și niște cartofi pentru o tocană, preparată de mama Lili pe un grătar la foc de cârpe și hârtii pe mal de Ampoi. Un atentat cu bombă a avut loc în parcarea aeroportului stațiunii Burgas din Bulgaria. Explozia a vizat un autocar cu turiști israelieni, dintre care 8 persoane au fost ucise și 32 de persoane au fost rănite. Atentatul din Bulgaria, soldat cu 8 morți, a fost comis probabil de un terorist sinucigaș sau a fost provocat de un dispozitiv explozibil plasat la bordul autocarului. În urma atacului au fost găsiți 6 morți de origine israeliană, unul este cetățean bulgar, iar al 8-lea este atentatorul sinucigaș. Ceilalți pasageri răniți au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Aeroportul din Burgas este închis, iar zborurile au fost redirecționate pe cel din Varna. Cercetările continuă pentru a se afla exact cauza atentatului. Președintele Bulgariei speră că tragedia nu îi va descuraja pe turiștii care intenționau să-și petreacă vacanța pe litoralul țării sale. O misiune a FMI se va afla la București în intervalul 31 iulie-13 august pentru a 6-a misiune de evaluare a acordului preventiv cu România și pentru consultări periodice, a declarat reprezentantul FMI pentru România și Bulgaria, Tony Libeck. Vizita va avea loc în comun cu echipe ale Comisiei Europene și Băncii Mondiale. Potrivit Mediafax, în timpul vizitei vor avea loc întâlniri cu autoritățile, precum și cu reprezentanții ai sindicatelor, asociațiilor patronale, băncilor, organizațiilor societății civile și cu partidele politice. Autoritățile române tratează aranjamentul stand-by cu FMI drept preventiv, însemnând că nu intenționează să tragă din resursele disponibile, se arată într-un comunicat al FMI. Premierul Victor Ponta a anunțat luni că delegația și-a amânat vizita în România, programată să înceapă pe 24 iulie, în săptămâna care
urmează să se desfășoare referendumul pentru demiterea președintelui Băsescu din 29 iulie. România și Bulgaria au primit bile negre de la Comisia Europeană conform celor două rapoarte publicate ieri. România trebuie să restabilească de urgență controlele democratice, iar Bulgaria a primit recomandarea de a respecta mai bine independența judecătorilor și de a lupta mai serios împotriva corupției la nivel înalt. Raportul recunoaște progresul de ansamblu realizat de la aderarea în 2007, dar relevă perioade de progres și recul în ultimii 5 ani. Potrivit Mediafars, Comisia se arată îngrijorată de manipulările și presiunile exercitate asupra instituțiilor sau judecătorilor, de atingerile aduse curții constituționale, de evitarea procedurilor stabilite și suprimarea controalelor democratice cheie. România a fost invitată să ia măsuri imediate pentru a remedia situația, aplicând în special deciziile curții constituționale, numind un avocat al poporului care să beneficieze de o susținere largă. Ea trebuie de asemenea să continue reforma sistemului judiciar, să amelioreze transparența și să lupte împotriva corupției. Cât privește Bulgaria, aceasta trebuie să depună mai multe eforturi pentru a demonstra că integritatea este valorizată și corupția și crima organizată sunt pedepsite eficient. Un nou raport va fi publicat până la sfârșitul anului pentru a vedea, cităm, dacă îngrijorările privind statul de drept și independența judiciară au fost luate în considerare și dacă vor fi restabilite controlele democratice. Lipsa investițiilor, dar și achizițiile nejustificate au adus Loteria Română într-o situație financiară nu tocmai roz, iar instituția poate intra în orice moment în procedura de insolvență. Gradul de profit a scăzut anul acesta cu 8,75%, iar încasările s-au redus din 2007 la jumătate. În anul 2011, loteria a încasat 300 de milioane de euro, având un profit de doar 28 de milioane de euro. Deși încasările au scăzut cu 50% în intervalul 2007-2011, cheltuielile s-au menținut la un nivel ridicat prin achiziții supraevaluate. Spre exemplu, o aplicație software în valoare de 300 de mii de euro a fost achiziționată de loterie cu 1,7 milioane de euro. Loto? Nu. Nu, îmi pare rău. Și nu mai joc, tot am jucat și n-am câștigat nimic. Și m-am oprit că banii se duc așa iurea. Grecia deține 97% din puterea de decizie în cadrul loteriei. Contractul realizat în anul 1993 prevede ca 70% din încasările loteriei române să intre în buzunarele grecilor, în schimbul unor echipamente ultraperformante. Însă, din declarațiile directorului general al companiei, Dan Alexandru Ghiță, rezultă că echipamentele nu sunt de cea mai bună calitate, sunt vechi și uzate. Cele mai mari probleme ale loteriei sunt însă cauzate de achiziții făcute în interesul personal al angajaților. Potrivit declarațiilor făcute de actualul șef al instituției, cităm, anumiți directori au interese ascunse, au luat o listă cu cele mai bune locații ale loteriei și și-au sunat prietenii verii, etc., au mandatat spații lângă respectivele agenții și apoi au sabotat locația loteriei în favoarea mandatului. Încheiem citatul. Autostrada A3 București-Ploiești și tronsonul Cernavodă-Medgidia a fost deschis astăzi după mai multe termene de finalizare depășite. Sectorul de autostradă lung de 62 de kilometri și care a costat 450 de milioane de euro leagă centura capitalei de centura municipiului Ploiești. Prima autostradă din România cu trei benzi pe sens este deschisă circulației. Astăzi, la inaugurarea autostradei București-Ploiești, au participat Victor Ponta și fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu. Șoferii sunt atenționați însă să-și doteze mașina cu tot ce este nevoie, deoarece ieșirile nu au fost încă finalizate. Și cum muncitorii mai au încă de lucru, se circulă de fapt pe un drum expres cu până la 100 de km pe oră. Pentru că nu și-au terminat treaba la timp, constructorii vor fi penalizați cu 3 milioane de euro. Cei care vor să-și petreacă weekendul la mare vor putea ajunge pe litoral pe un singur fir de tronson de aproape 20 de kilometri dintre Cernavodă și Medgidia. Aici, restricțiile de viteză sunt însă și mai mari. În loc să aveți 130 de kilometri pe oră, veți conduce cu maxim 80. Târgurile de mașini second-hand de la noi din țară sunt poleite de mașini care arată ca și proaspăt scoase din fabrică. Sunt lustruite, curățate și aranjate, iar prețul este mai mult decât atrăgător, având în vedere criza economică prin care trecem. Atenție însă, în spatele imaginii care ne ia ochii stau o mulțime de defecțiuni cu grijă camuflate de către vânzători. Cu toții suntem tentați să cumpărăm o mașină care arată impecabil și, pe lângă asta, mai are și un preț care nu ne afectează foarte mult buzunarul. Prea puțin ne gândim însă la cât de multe defecțiuni se pot ascunde sub o fațadă aparent perfectă, iar cea mai des întâlnită este kilometrajul ireal. Autoritățile europene s-au autosesizat după ce au descoperit că foarte multe mașini au kilometrajul dat peste cap. Această tactică este folosită de proprietarii mașinilor care doresc să adauge un plus de valoare auto.
Palatul Turismului pe care își propun să-l vândă. Astfel, pentru o sumă de aproximativ 200 de lei, orice șofer doritor se poate duce la un servis și poate apela la serviciile unui mecanic ce are un aparat special care dă timpul înapoi. Această tehnică nu este încă ilegală la noi în țară. Va fi interzisă de Bruxelles, care a propus crearea unei baze de date centralizate la nivel european, unde să fie trecute distanțele parcurse de autoturisme. Până când această lege va intra în vigoare, aveți mare grijă la autoturismele second-hand pe care doriți să le cumpărați. Imprimeria BNR se va noi cu o mașină de tipărit bagnote. Astfel se va vărsa în acest an la bugetul de stat doar 50% din profitul net față de cota în vigoare de 85%, astfel încât BNR să aibă resurse pentru achiziționarea aparaturii. Această modificare survine în urma aprobării de guvern a unui memorandum al guvernatorului Băncii Centrale, Muguri Isărescu. Andrei Zaharescu, purtătorul de cuvânt al guvernului, a precizat, cităm, această modificare va duce la creșterea sursei proprii de finanțare a investiției în cadrul regiei autonome Imprimeria Băncii Naționale a României cu 228 de milioane de lei. Investiția se referă la mașina de tipărit în relief, care va conduce la îndeplinirea integrală a obiectivului principal de activitate al regiei, respectiv tipărirea biletelor de bancă pentru asigurarea necesarului denumerar al țării. Am încheiat citatul. Conform memorandum prin aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru imprimeria BNR, repartizarea profitului net va fi în cotă de 50% sub formă de vărsăminte la bugetul statului și 40% pentru constituirea sursei proprii de finanțare. Nu doar oamenii obișnuiți resimt criza economică pe care o traversează întreaga lume în această perioadă, ci și regii. Cel mai elocvent exemplu este regele Spaniei, al cărui salariu a fost diminuat mai mult ca gest simbolic cu un procent de 7,1%, respectând astfel planul guvernamental de austeritate. Salariul regelui Juan Carlos al Spaniei va fi diminuat cu 7,1% pentru respectarea planului guvernamental de austeritate, care prevede o măsură similară pentru toți funcționarii publici. Totodată va fi eliminată și prima de Crăciun. Decizia implică pentru rege o scădere de 20.910 euro a salariului său anual, o reducere de 10.455 pentru prințul moștenitor Felipe și reducere cu 7% a cheltuielilor de reprezentare ale tuturor membrilor familiei regale. În urma deciziei luate de Comisia Tehnică a Consiliului Național de Etică cu privire la lucrarea de doctorat a premierului Victor Ponta, neconsiderat un plagiat, reprezentanții mediului academic timișorean și-au arătat nemulțumirea. Daniel Vighi, profesor și scriitor timișorean, președinte al Societății Ariegarda și membru al Societății Timișoara, s-a declarat indignat de această decizie. Este unul dintre noile abuzuri împotriva adevărului și vor mai urma și altele. Plagiatul este limpede, iar acei oameni din comisie nu au niciun principiu sau compromis. Victor Ponta ar trebui să-și asume plagiatul, dar probabil nu va face asta. Chiar dacă respectiva comisie a spus că nu a plagiat, asta nu îl face mai puțin plagiator, a declarat Daniel Vighi. Mediul academic a cerut demisia lui Victor Ponta după scandalul cu plagiatul doctoratului său. O petiție privind demisia a fost postată pe internet, fiind semnată de aproximativ 14.000 de oameni. Instanța Supremă a cerut ieri Tribunalului București condamnarea lui Dinu Patriciu la pedeapsa maximă pentru infracțiunile din dosarul Rompetrol. El riscă astfel până la 20 de ani de închisoare. În septembrie 2006, omul de afaceri Dinu Patriciu a fost trimis în judecată, fiind acuzat de delapidare, spălare de bani și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. În același timp, este învinuit și de manipularea pieței de tranzacții sau ordine de tranzacționare. O altă infracțiune săvârșită de Dinu Patriciu este cea de dezvăluire de informații privilegiate, dar și de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat. În apărarea sa, avocații lui Dinu Patriciu au dat în judecată Serviciul Român de Informații pentru că i-ar fi ascultat convorbirile telefonice în mod abuziv. Acesta a câștigat decizia finală obligând SRI să-i plătească daune în valoare de 50.000 de lei pentru încălcarea dreptului la viață intimă. După ce a reușit să smulgă acțiuni de sute de milioane de dolari de la Google în urma unui proces care a făcut istorie, acum Yahoo se folosește pentru a crește și de angajații motorului de căutare. Yahoo a numit-o în funcția de director general executiv pe cea care a fost vicepreședinte Google și unul dintre primii 20 de angajați ai motorului de căutare. Noua angajată devine cel de-al cincelea lider din ultimii 4 ani care va încerca să revigoreze compania.
Yahoo încearcă din răsputere să redevină ceea ce a fost și chiar mai mult decât atât. Din strategia de relansare face parte inclusiv angajarea unor specialiști de la concurență. Marisa Mayer va prelua funcția de la CEO-ul interimar Ross Levinson, care conduce compania din luna mai când Scott Thompson a demisionat din cauza unor inexactități privind realizările academice. Relația Yahoo cu Google nu a fost niciodată una prietenoasă. În 2004, Yahoo a dat în judecată Google chiar înainte de listarea motorului de căutare. Atunci disputa era centrată asupra unor brevete pe care Yahoo le cumpărase în anul precedent ca parte a preluării companiei Overture specializată în tehnologia de plată a publicității pe net. Google i-a oferit la acea vreme companiei Yahoo acțiuni pentru a calma spiritele. Yahoo este una din companiile care au făcut muncă de pionerat pe internet, însă reprezentanții portalului au văzut în ultima perioadă cum veniturile sale au intrat în declin, în timp ce rivali precum Facebook și Google au prosperat. Yahoo are peste 700 de milioane de vizitatori unici pe lună, în timp ce Facebook, de exemplu, adună aproape 1 miliard de utilizatori activi, iar majoritatea folosesc rețeaua de socializare cel puțin o dată pe zi. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la sport. Arena Alba Iulia, echipa recent promovată în Liga 4 și câștigătoarea Cupei României faza pe județ, a mai făcut o ispravă seară. Cei de la Arena au jucat împotriva echipei Gloria Arad, formație din Liga 3. Plecați din start cu a doua șansă, jucătorii din Mihalți nu s-au lăsat învinși și au reușit încă o ispravă. Au învins formația arădeană și s-au calificat în următorul tur al Cupei României. Arena Alba Iulia a câștigat Cupa României faza pe județ după o finală decisă la penaltiuri în fața performanței Ighiu. Mihălțenii au promovat în Liga 4 după un parcurs extraordinar în Liga 5 fără să piardă vreun punct. În meciul de aseară din Cupa, Arena Alba Iulia era cotată cu a doua șansă, dar ce este pe hârtie nu este egal întotdeauna cu ce găsim pe teren. Astfel, cei de la Arena au reușit să învingă echipa din Liga 3 cu 1-0 cu un gol venit în minutul 79 din partea lui Savu. Formația antrenată de goalkeeperul Ovidiu Barna va juca în turul următor al Cupei României și sper să continue pe drumul acesta. Antrenorul jucător a declarat că este mulțumit de joc, cu toate că diferența pe tabelă putea fi mai mare. Acesta a spus că este bine că nu s-a ajuns la penaltiuri, deoarece era foarte obosit și nu credea că poate să repete intervențiile din finala cupei. Sâmbătă va avea loc în orașul nostru un maraton spre sănătate. În program este cuprins cursul de Kangoo Jabs și un curs de nutriție. Antrenorul de Kangoo Jabs va fi cunoscut a Kinga Șebeștien, pe când cel care va susține seminarul de nutriție este specialistul în nutriție și fitness Cristian Mărgărit. Kangoo Jabs România continuă caravana sub denumirea de maraton spre sănătate. Cei care vor participa la Kangoo Jabs vor fi ghidați de către masterclass-ul Kinga Șebeștien. Nici cursul de nutriție nu poate fi neglijat, Cristian Mărgărit fiind unul dintre nutriționiștii cunoscuți ai României. Dacă vreți să opăriți în ghetele Kangoo, nu este nevoie să le aveți personal. Astfel de ghete se pot închiria din Piața Unirii sau la Universitatea 1 decembrie, locul unde se va desfășura evenimentul. Maratonul este organizat în orașe cum ar fi Târgu Mureș, Iași, Brașov, Bistrița Năsăud, Cluj-Napoca, Poca, Arad, Rădăuți, Onești, Piatra Neamț și în orașul nostru. Scopul acestui maraton este de a atrage mai mulți oameni să facă sport și să urmeze o nutriție sănătoasă. Andrei Zăgrean, fostul jucător al Unirii Alba Iulia, este foarte aproape de un transfer la Universitatea Cluj. Antrenorul echipei de pe Someș și-a cerut expres un atacant, iar alesul conducerii pare a fi vârful lui Poli Timișoara, Andrei Zăgrean. Acesta a evoluat sezonul trecut pentru Voința Sibiu, echipă la care a marcat 4 goluri. La doar 25 de ani, fostul atacant al Unirii Alba Iulia și-a trecut în palmares multe meciuri și goluri în Liga 1. Acesta a părăsit echipa din municipiul nostru în anul 2009, când a plecat la Internațional Curtea de Argeș. A mai trecut pe la Șimleul Silvaniei înainte să fie cumpărat de Poli Timișoara. Sezonul trecut, Andrei a jucat în divizia la Voința Sibiu, unde a avut prestații foarte bune. Masivul atacant al Beulian a declarat că dorește să evolueze la echipa antrenată de Niculescu, dar pentru a ajunge să îmbrace echipamentul alb-negru, ar trebui ca UCLU să se înțeleagă cu Poli Timișoara pentru el. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo! Am avut parte și astăzi de vreme frumoasă și călduroasă în majoritatea regiunilor.
Cerul este mai mult senin, iar vântul suflă de la slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 27 și 34 de grade, iar cele minime între 7 grade în depresiuni și 23 de grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 24 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 23 de grade la Aiud, vor fi 22 de grade la Blaj și 18 grade Celsius la Câmpeni. Valorile nocturne nu se vor modifica semnificativ, astfel încât se vor situa în jurul a 12 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 13 grade la Sebeș, 11 grade la Blaj și 8 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vom avea parte de încă o zi călduroasă, local caniculară în majoritatea zonelor. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înorări după amiaza și noaptea, în zona de munte, unde, cu totul izolat, vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 grade în depresiuni și 23 de grade Celsius. În aceeași ordine de idei, aproximăm regimul termic, oscilând în jurul valorii de 36 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 35 de grade la Aiud, 34 de grade la Blaj și 30 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Vremea se va menține călduroasă și poi mâine, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiuni și 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!